Povești dulci de la domnița. Cartea junglei. A fost odată ca niciodată, cât de n-ar fi, nu s-ar povesti. De mult, peste locuitorii unui sat aflat la marginea junglei, din India, s-a abătut o nenorocire. Un tigru s-a furișat din junglă și, adăpostit de întuneric, a furat un copilaș care dormea. Sătenii l-au căutat în pădurea întunecoasă și adâncă, dar căutarea a fost zadarnică. Tigrul, cel fioros, care se numea Shirkan, a fugit prin junglă, hăituit de oamenii care îl căutau. După câteva ore, ostenit, s-a așezat să se odihnească și a lăsat copilul lângă el. După un timp, de tigrul ce dormea s-a apropiat un lup, împreună cu lupoaica și puii lor, și au găsit copilul. Știind cât de fioros este tigrul, lupii s-au hotărât să-l ia și să-l crească, la fel ca pe un pui al lor. A doua zi, Aleca, conducătorul haidei de lupi, a luat hotărârea ca puiul de om să se numească Maugli și să trăiască de acum înainte printre lupi. Shirkan, supărat de cele întâmplate, s-a hotărât să se răzbune. De educația lui Maugli s-a ocupat ursul Balu, care l-a învățat limbajul animalelor, semnele care indică primejdia, precum și care sunt prietenii și dușmanii în împărăția junglei. Ia minte, Maugli, la ceea ce-ți spun, ca să poți să scapi întotdeauna de primejdii, îi spuse Balu. Să nu ieși din cuvântul ursului, că al minteri o pățești, îl avertiză Bagheera, pantera neagră. Maugli era un copil neastâmpărat. Distracția lui preferată era jocul cu maimuțele, plăcându-i să fie aruncat din creangă în creangă. Maugli n-a ținut cont de sfatul lui Balu și lui Bagheera. Ei l-au avertizat că cimpanzeii, deși sunt glumeți și jucăuși, nu pot fi de încredere. Într-o zi, maimuțele l-au dus pe Maugli la ruinele năpădite de buruieni ale unui palat. Mai în glumă, mai în joacă, ele l-au împins pe băiat într-o groapă, distrându-se pe socoteala lui. Deși Maugli a început să plângă, maimuțele nu l-au scos din groapă. Auzind întâmplarea, Balu și Bagheera au pornit în ajutorul lui. Lor li s-a alăturat și Ka, șarpele, pentru că maimuțelor le era foarte frică de el. Șarpele nu le putea suferi, pentru că făceau întotdeauna mult zgomot și tulburau zi și noapte liniștea junglei. Ajunși la ruine, prietenii l-au scos pe Maugli din groapă. Timpul a trecut, el a crescut și a început să-și dea seama că este diferit de toți prietenii lui din junglă și că locul lui nu este acolo. Odată s-a apropiat mai mult de sat. Acolo a descoperit lucruri pe care el nu le cunoștea și care l-ar fi ajutat împotriva tigrului Shirkan. Noaptea, când dormea lumea, s-a furișat și a furat un lemn aprins. Ajuns în junglă, a reușit să-l alunge pe tigrul cel fioros. Gândul lui Maugli a rămas la sat și la oamenii de acolo.
Baloo, înțelegându-i sentimentele, l-a sfătuit să se întoarcă printre oameni, pentru că el nu aparținea junglei. Simțind că ursul avea dreptate, și-a părăsit cu regret prietenii. Ajuns în sat, oamenii s-au speriat de înfățișarea lui și au vrut să-l alunge. O femeie s-a apropiat de el și a spus: "Lăsați-l în pace pe băiat. S-ar putea să fie chiar copilul meu, pe care mi l-a furat tigrul cu ani în urmă." Apoi, întorcându-se spre băiat, i-a spus: "Vino, de acum înainte vei locui la mine." Femeia l-a învățat să vorbească și să se comporte ca și oamenii. Mowgli a învățat repede, dar, trecând zilele, nu putea să uite de prietenii lui din pădure și simțea chemarea junglei. A așteptat până a venit primăvara, apoi s-a întors în junglă. Acolo, Akela i-a spus: "Întoarce-te printre oameni, acolo este locul tău. Îți ducem dorul mereu, dar a venit timpul să ne despărțim. Poți să ne vizitezi oricând și va fi o bucurie să ne întâlnim. E bine să nu-ți uiți niciodată prietenii." Întors în sat, Mowgli s-a îndrăgostit de o fată. La început a fost timid și nu a știut să-și exprime sentimentele, dar cu timpul a reușit să-i mărturisească fetei că o iubește. Din acel moment, pentru el a început o viață nouă.